petrecerea noastră, da? Da. Atunci, dacă e frumoasă și sunteți mulțumiți, eu vreau să trimitem aplauze furtunoase către domnul primar, primarul dumneavoastră, care vă iubește foarte tare și care, iată ce surpriză v-a oferit, către Consiliul Local. Mulțumim frumos, domnilor consilieri. Și acum vreau, uite că e camera pe dumneavoastră, telespectatorii vă văd, vreau așa aplauze furtunoase pentru Rojiște! Tare, tare, tare! Bravo! Ei, v-am spus eu la începutul spectacolului că avem parte de surprize muzicale frumoase, de artiști celebri care vor veni aici să cânte și să vă încânte cu melodiile lor de suflet, dar și de joc și de petrecere. Îmi place, am văzut că jucați bine, vă place petrecerea, asta e mare lucru, și atunci să o ținem în același ritm și în aplauzele dumneavoastră o invit alături de noi pe Marcela Fota! Bine ai venit, draga mea, te ascultăm cu mare drag! Mulțumesc, bine v-am găsit, bine v-am găsit, Rojiște! Mulțumesc domnului primar pentru invitație, mulțumesc televiziunii GTV pentru că de fiecare dată este alături de noi. Îți mulțumesc ție pentru că de fiecare dată ne face o prezentare atât de frumoasă. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, avem sărbătoriția mâna sus, avem și mama mea e sărbătorită, să știți. Să vă dea Dumnezeu sănătate, viață lungă și vă rog să mă ajutați, așa. După aceea, m-a prins și un horo, să știți, l-am înghețat. Am zis că dacă îmi dădea Dumnezeu o fetiță, ar fi semănat cu ea, așa e? Ia uitați-vă la ea. Semănăm? Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule, streasă! Haideți cu mine, să vă auzi, Ce frumos te-am trăit viața, micos mire și dulceață. Am iubit și-am făcut multe, ce păcat că treci pe iute. Prin cap tot ce mi-a trezit, am făcut, am socotit. Colin streasă, el colectează ciobocul. Mulțumim frumos, mergeți! Da, scumpă viață trecătoare, te-am trăit și eu, nu mi pare. Te-am trăit și vreau, nu pare. Domn primar, așa cum am fost în stare, vreau să vă dedic această melodie, scumpă viață trecătoare, cu tot dragul dumneavoastră. Pupați-mă, că nu ne vede doamna, nu ne vede. Și-așa. Știu ce-i dragostea în ploaie, ce-i somn în jură de baie. Eu ce-i frigul la picioare, să capăt o sărutare. Am nopțea bine dormite, dar din plin au fost trăite. Să trăiești, domne! Despre tot ce-am avut parte, aș putea scrie o carte. Haideți și dumneavoastră cu mine! Scumpă viață trecătoare, trăiești rău, nu mi pare. Te-am trăit și rău, nu mi pare. Așa cum am fost în stare. Așa, așa.
și bani și casă, am pierdut și am zis să lasă. Două se ori de sor dulce, că tinerețea e dulce. Eu nu am cerut copețe, n-am vrut nimeni să mă învețe. Nici de rău și nici de bine, am făcut numai ca mine. Fost drag, dar mie tare nu mă bate.
să văd acuși, am o melodie care spune așa: Domne, te-aș lăsa, dar nu te las. Să văd cine se regăsește. Tot dintre toți bărbații ăștia frumoși de aici, de la Rojiște, în frunte cu domn primar. Haideți la o horă frumoasă. Pentru toți îndrăgostiții,
iubim amândoi, să nu dea nimeni de noi. Aș muci puiuți cu tine, până la cap de lume, să nu iubim amândoi, să nu dea nimeni de noi. Că iubitul pe ascuns, dar niciodată nu-i de jos, și dragostea pe furate e mai dulce dintre toate. Când cade roa pe flori, până revăsa de zori, în șoaptele mă înfior, cu bunița mă mor. Așa, și-ntâlnește jumătatea ei, din nou nu se liniște.
că și jumătate mea, la 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 la, am găsit o sfârșit, la 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 la, visul mi s-a înțelit, la 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 la, ci ci! Și când eu am zis că iau de noră, a trecut un băiat pe aici cu o mitralieră, zic, aoleu, am dat-o naiba, dar văd că a plecat. Bravo, vreau să o felicit și mă bucur nespus în momentul în care văd copiii tineri că le place muzica populară. Este foarte important pentru noi să știm că încă mai iubesc acest gen de muzică, pentru că fiul meu, să știți că nu ascultă decât rock și are 6 ani jumate. Așa că trebuie să fac neapărat o fată să mă moștenească sau să-mi iau o noră cântăreață. Haideți la o sârbă cu domn major, păzea pezea fetelor, că mama are fecior. Super.
când supărați băiatul, cu soacra vă știe să adumă. Hai, Costeluș! Dacă ar fi să fie, ne-i spune pe-a bun să știe băiatul de vii iubește. Cu soacra bine trăiește, păzea, păzea fetelor, are mama fecior. Dacă-mi supărați băiatul, cu mine vă știe satul. Păzea, păzea fetelor, are măicuța fecior. Dacă-mi supărați băiatul, cu mine vă știe satul. Așa!
de vorba asta. Ce spune că nu-i bărbat, are dușa înșelat. Că carotată de pasta, eu nu cred în vorba asta. Ia uitați-vă mai bine, nu să mă ședere pe mine. Mă întreb în gândul meu, ce-are alta? Să vă aud! Ia uitați-vă mai bine, nu să mă ședere pe mine. Mă întreb în gândul meu, ce-are? Și meu! Ce prea rar îl iubește. Și mai spune vorba asta, mai de bine tot de vasta. Îl ceartă și ce gândește. Ce prea rar îl iubește. Ia uitați-vă mai bine, nu să mă înșele pe mine. Mă întreabă gândul meu. Ia uitați-vă mai bine, nu să mă înșele pe mine. Mă întreabă gândul meu. Ce-are alta și n-am eu. Și o rogă de aplauze mai în forță. Ia să domnii de acolo pe margine nu prea mi-a plăcut, da? Văd că nu bateți din palme. Păi, haide și pentru băieții mei care i-am întrebat, mă băieți, de ce aveți nevoie? Știți ce mi-au răspuns? Doamne, o sobă. Haideți, vă rog, o rogă de aplauze pentru Costeluș de la turnul, cât puteți, ia. Așa! Pentru Cosmin Streață nu mai are nevoie de prezentare. Pentru sonorizare nu zic că m-am auzit cu prea multe joase. Mulțumesc frumos, Doamne ajută! Vine Banatul imediat! Stați aici! Mulțumim frumos! Marcela Fota! Haideți tare, tare să o aplaudăm! Mulțumim din suflet! E frumoasă petrecerea noastră? Da? Păi atunci dacă e frumoasă, haideți să-i mai aplaudăm o dată pe băieții mei care au înghețat aici, dar care cu mare drag sunt la sunet pentru dumneavoastră. Încă o dată, da? Tare, tare! Și pentru domnul primar, mai tare! Pentru Consiliul Local, Rojiște să trăiască și Brătovoiești, vecinii dumneavoastră să trăiască și ei, dumneavoastră să trăiți! Ia să vedem, avem sărbătoriți astăzi seara aici? Ia, avem, da? La mulți ani tuturor și domnului consilier Enescu și ziua dumnealui, l-am menționat de fiecare dată să fie sănătos și toți consilierii locali, încă o dată să-i mai aplaudim! Mai cântăm, mai jucăm, mergem mai departe în aplauzele dumneavoastră. Vreau să, cu siguranță știți o melodie care a făcut-o celebră atunci când a urcat pe scenă, cel puțin în ultimii ani. Constantine, Constantine, știți, da? E, bravo! Vine să ne cânte și să ne încânte Violeta Constantin! Frumoasă și drăgăstoasă și cu o voce minunată, bine ai venit, draga mea! Bine v-am găsit, bine te-am găsit, draga mea, mulțumesc pentru invitație, domnului primar, dumneavoastră GTV. Pentru cine? Pentru domnul primar, să trăiască! Să-l aplaudăm pe domn primar, haideți! E, începem bine! Și a venit și Constantin, exact, a venit! Bine v-am găsit, dragii mei, bine v-am regăsit pe unii dintre dumneavoastră. Mulțumim postului GTV pentru că transmitem în direct
Și celor de acasă care stau la căldurică m-au sunat, stau și vă urmăresc din fotoliu la căldură. O fi bine? O fi bine, dar hai să mai facem ceva. Îl chemăm tare, tare pe domn primar aici lângă noi, lângă două doamne. Domn primar trebuie să vină, da? Ia, tare, tare, ia să vedem. Până ajunge domn primar, vreau să-l aplaudați ca să audă. Tare, tare. La mulți ani vrea să vă transmită și domnul primar dumneavoastră. Unde sunteți? V-ați ascuns aici după mine. La mulți ani să fiți sănătoși și tot ce vă doriți. La mulți ani scurt, domn primar, da? La mulți ani la toată lumea și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Mulțumesc! Astăzi, iată, cel mai iubit primar, nu doar astăzi, astăzi în mod special că e sărbătoare aici la Rojiște. Nu v-am chemat degeaba, să zic așa. Mi-e tare drag de dumneavoastră, de colegii mei. Iată că ați reușit astăzi să faceți o petrecere frumoasă și să știți că mai avem surprize. Și avem, nu s-a terminat, și avem foc de artificii, cum nu s-a mai văzut la Rojiște astăzi seară, nu? Stați așa, mă ajută colegul meu. L-am chemat aici pe domnul primar pentru că televiziunea GTV în această seară îl premiază. Merită să-l premiem, da? Bravo! Să știți că i-am întrebat pe dumnealor și mi-au zis că meritați de plin. Noi vă acordăm diploma de excelență astăzi pentru cel mai bun primar. Primarul de la Rojiște, felicitări! Diploma de excelență pentru tot ce ați făcut. Vă pup cu mare... ce bine e să prezinți aici un desprimar bărbați, nu? Și mai avem o diplomă de excelență pentru Consiliul Local. Pentru toți consilierii locali, vă dau tot dumneavoastră. Sperăm să o regăsim acolo în primăria dumneavoastră. Haideți să mai aplaudăm o dată pe domnul primar. Ne vedem cu dumnealui și mai târziu și vă spun și celor de acasă, da? Stați liniștiți acolo dacă n-ați venit aici la petrecerea noastră, pentru că acum noi vom juca, da? Ne încălzim cu Violeta Constantin! Niște mănuși nu avem, Marci. Marci vrea mănuși. Te-ai încălzit, gata, ai terminat. Pentru mine, lasă. O țuică fiartă după ce cântăm, nu? Merge. Și așa cum ați primit dumneavoastră, că m-ați văzut, ați legat cu mine, Constantine, Constantine. Așa începem programul din această seară. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Să vă dea Dumnezeu sănătate și tot ce mai bun. Haideți să vă văd aici lângă mine, față. Și bineînțeles și pentru domn primar, să ne trăiască. Ca de fiecare dată suntem alături de dumnealui. Haideți! Oh, sha, sha, sha! Ia să vedem cine cântă cu mine. Constantine, Constantine, mă mir și mă uit la tine. Ziua, noaptea, plin pădure, plin de rouă ca un câine. Și dacă mă uit, mă vine, Constantine, Constantine, așa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, te-a trăit cum așa pe tine. Thank you.
Cea Domnul, cu doamna Șorrea, să vedem.